Prietene, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi m-am gândit să fac și eu un track și acesta se numește Elimină produsul de machiaj. Sunt 10 enunțuri și 10 produse trebuie să am. Eu le am în acest porfart și haideți să începem. Primul enunț este: elimină produsul care expiră pentru că îl folosești foarte puțin. Din ce am eu aici un porfart, ceea ce expiră pentru că o folosesc foarte puțin este această paletă de farduri. Este un kit de la Ruby Rose. Așa arată el. Expiră pentru că eu mă machiez doar la evenimente foarte speciale cu farduri, în rest nu. 2. Elimină produsul pe care nu îl folosești atunci când te grăbești. Păi atunci când mă grăbesc nu folosesc pudra de contur și eu am această pudră, mă rog, au fost niște perluțe, dar eu l-am presat. Sunt de la Even Glow, nuanța sa este Warm. Îmi place foarte mult acest produs, dar trebuie să îl elimin din păcate. 3. Elimină produsul căruia îi schimb brandul foarte des. Acesta este produsul, este un ruj. La mine este ziua și rujul. Nu-mi place să folosesc un ruj mai multe zile, deoarece am foarte multe și trebuie să le alternez. 4. Elimină produsul pe care l-ai cumpărat după ce ai văzut o reclamă. Este rimelul, este acesta de la L'Oreal Butterfly Intense, ceva de genul, nu mai știu că s-a scris, s-a șters, scuze. Mascara Intense Black, 7 ml, în fine, așa arată penița sa. Îmi place foarte mult și probabil l-ați mai văzut pe la mine. 5. Elimină produsul pe care nu îl folosești vara. Vara nu folosesc fond de ten, îl am pe acesta de la Rimmel London Stay Matte. Nuanța sa este Osta Ivory. Vara folosesc CC Cream, BB Cream sau nimic. 6. Elimină produsul pe care îl folosești întotdeauna până la sfârșit. Acesta este kitul de sprâncene. Aici îl am pe cel de la Mi Neo Generation 2 din gama Attraction. Este pe terminate și acesta și îl folosesc până la sfârșit de fiecare dată. Elimină produsul care costă cel mai puțin. Produsul care costă cel mai puțin este acest corector. L-am luat cu 6 lei de pe net, de la Oriflame, din gama The One. Au fost ofertele pentru reprezentanți, mă rog, era o chestie acolo și am dat comandă de el și chiar îmi place foarte mult. Întrebarea numărul 8. Elimină produsul pe care nu îl folosești într-un machiaj simplu. Într-un machiaj simplu nu folosești tușul de ochi, deoarece nu am tot timpul starea necesară să folosesc un tuș. Acesta este produsul eliminat. Elimină produsul pe care nu îl folosești în fiecare zi. În fiecare zi nu folosesc creionul de sprâncene, creionul de ochi, este acesta de la Avon, Ultraviolet, nuanța sa. Îmi place foarte mult, este un mov drăguț, dar nu îl folosesc în fiecare zi. Și ultima întrebare, enunț, ce părere ai despre produsul care a rămas? Este produsul fără de care nu ai putea trăi. Să zicem că da, este produsul fără de care nu aș putea trăi. Este vorba despre pudra compactă de la Avon din gama Color Trend. Nuanța sa este translucent. Și așa arată ea. Este produsul fără de care nu aș putea trăi, deoarece sprâncenele mi le vopsesc. Mi este de ajuns un balsam de buze pe buze și pentru uniformizare cât de cât ok, mă ajută pudra. Da, fetelor, acesta a fost clipul. Sper să vă placă. Dacă v-a plăcut, vă aștept cu un like și ne revedem la următorul clip. V-am pupat!